niciun pod, niciun pasaj nu te ajută dacă sunt prea multe mașini. Pot să umple orașul de pasaj, de autostrăzi și de poduri și tot o să fie ambuteiaje pentru că se intersectează drumurile, pentru că se îngustează într-un loc și gata. Degeaba butoiul sticla e mare dacă gâtul e îngust. Deci sutele și miile de cai, putere nu te ajută. Zace în trafic, indiferent dacă ești cu BMW, cu Mercan, cu Porsche, cu Toyota sau cu Suzuki. Bine, ăștia cu motocicletă se mai fofilează, dar nu se compară cu bicicleta. Noi cu bicicleta ne vedem de treabă. Voi câte una, câte unul în mașină, scumpă sau la mâna a doua, stați la coadă, bre. Înțelegi? Stați la coadă, poluați, cheltuiți o grămadă din bugetul familiei. Și nici nu ajungeți mai repede, nici mai confortabil. Ia ghiți cine e mai sănătos și poate lăsa parca vehiculul oriunde, cu ei iese mai ieftin deplasarea. Cu bicicleta e aproape gratis. Îndrăznește. Hai, curaj. În București nici dealuri n-avem. Ăsta a fost dealul cel mai mare. Un deal ușor. Banda e liber. Dar cu mașina nu poți intra aici. Bicicleta, ia că tămâs. Pedalez. Ferice și liber. Învățați de la Brega.